Fecioara are în această perioadă, în zona de contracte, de asocieri la începutul acestei perioade, unele posibilități de a avea discuții cei apropiați, de a solicita mentalul, spiritul lor de organizare, munca cu seriozitate, Respectarea regulilor, atracția către spiritualitate, gândirea mai profundă, tactul, diplomația, relațiile sunt bune pe zona de parteneriat. Sunt aici posibilități de a fi antrenați în studii, în călătorii, în cunoaștere spirituală, lucruri care să vă ajute să înțelegeți unele lucruri în zona relațiilor voastre, să aveți reușită în noroc. apare nevoia de a fi creativi, rezultate bune în afaceri, în 25 octombrie, contracte, asocieri, toate aceste lucruri vă pot aduce stări de neglijență, de a dori să faceți mai multe cheltuieli, pot fi ceva mai multe certuri, poate, sau dispute familiale. Oricum, crește nevoia voastră de a fi apreciați de cei din jur. Sănătatea este un pic afectată, iar relațiile sunt mai tensionate. Sunt discuri de separare, iar între 27 și 31 octombrie vorbim de discuții cu cei apropiați care țin poate de studii, țin poate de călătorii, de lucruri spirituale, de dorința de a schimba ceva. Oricum sunt multe probleme care aduc stări de indecizie, blocarea mentalului, iar uh, lucrurile sunt ceva mai neclare, călătorile pot să aducă destul de multe neplăceri, sunt posibile și pierderi în această perioadă. Atenție la încheierea de contracte, la termenele care se stabilesc, relațiile pot fi ceva mai tensionate. Perioada 27-31 octombrie aduce până la urmă posibilitatea de a se forma unele blocaje pe zona mentalului, pe zona intuiției, dar nu avea o situație clară a lucrurilor, pot fi unele neplăceri în călătorii, pierderi chiar, și chiar în încheierea contractelor, în termenele care se stabilesc, trebuie să aveți mare atenție, relațiile pot fi mai tensionate. În 28 octombrie există o lună plină concomitant cu o eclipsă parțială de lună, aceasta aduce tensiuni, schimbări, ele țin de zona cunoașterii, studiilor, călătoriilor, implicarea resurselor, a finanțelor, a pasiunilor secrete, a sacrificiilor în toată această zonă și... Putem uh, vorbi uh, de tensiuni care apar uh, în uh, ideea de a-i proteja pe cei dragi, persoanele la care țineți pe de o parte, concentrarea pe profesie, vitalitatea este scăzută, tensiunile pot să aducă totuși stare de nehotărâre, uh, de conflict emoții și putem vorbi și de nevoia care apare solicitarea de a echilibra timpul și resursele acordate pe de o parte familiei și cele dedicate pe de o parte carierei pe de altă parte. În 29 octombrie deja vorbim de schimbări, deja vorbim de Autoritate, de manifestări care pot fi mai uh, autoritare, mai violente uneori, și sănătatea este un pic afectată. Relațiile pot fi mai agitate, riscuri de pierderi, mai ales în zona de contracte, de speculații financiare. În 30 octombrie, deja vorbim de cunoaștere, de călătorii. De creativitate, de deschidere către progres, de dorință de libertate, de dorință de aventură, de romantism. Relațiile sunt sentimentale, de colaborare.